când de zbor etern prin albul neucis. În sufletul cuvântului de clipă scris, eu pentru tine ca o floare am înflorit, ca să fiu glasul unui cântec fericit. Planița unui timp plângit, sunt trup de vers și suflet strună de granit, și viața mea e o frunză doar sub pasul tău. În cartea lumii scriu cu dragoste mereu. La umbra unui gând te rog să te oprești și spune-mi doar ce poți să fii când nu mai ești. Dar cât nu-i astăzi ziua în care vom pleca, tu să mă îmbrățișezi și eu îți voi cânta. De gând etern, prin albul neucis. Bravo, mă! Bravo! X-Factor, mulțumesc pentru șansa de a cânta. Visul meu s-a împlinit acum, aici. Vă rog să mă credeți! Eu cred că doamna Irina a vrut să ne facă să plângem. Nu, nu, nu. Doamnă, nu știu ce ați făcut. Dar pe mine, ce ați făcut dumneavoastră în seara asta pe scenă m-a atins. Eu am intrat în filmul dumneavoastră și în povestea dumneavoastră toată. Mă simt onorată, mulțumesc. Sper să vă ajute, răspunsul meu este da. Mulțumesc. Când eram puști, când eram tânăr, mergeam des la Teatrul Constantin Tănase și datorită tatălui meu, e adevărat, dar mergeam des și vedeam spectacole acolo. Am avut senzația că mă întorc în timp în anii 80 și am luat anii 80 și am pus pe scenă aici. Ai știința de a cânta, ai o poftă de viață extraordinară, te aplaud pentru curajul tău. Mulțumesc. Pentru onestitatea ta. Mulțumesc. Răspunsul meu pentru tine astă seară este da. Mulțumesc din suflet. Stimată doamnă Irina Ichim, sunteți un personaj și o prezență absolut inedită. Să fii purtător de cuvânt și să ai acest patos pe care l-am văzut. Patos, pasiune. Este destul de greu de compilat. Din partea mea, pentru provocarea următoarei etape, îți dau un da! Mulțumesc! Mulțumesc! Nu plec de aici până nu vă spun... Așa. Mă simt ca la rebelion. Urarea aviatorilor și cer senin în toată viața dumneavoastră. Mulțumesc. Vă pup! Te-am mulțumit de atâtea ori că o lăsăm să cânte. Îți dai seama câtă dorință a zăcut-o în ea atâția ani și cât și-ar fi dorit. Dacă pe mine m-a făcut să plâng, avea ceva, îți spun eu. Nu plâng atât de ușor. O, ce sigură pe ea, prezență. Și mie tot. Mi-a spus ceva, pe mine m-a mișcat. Povestea ei m-a fascinat și mi-am imaginat că toată durerea și tot patosul vine din suferință, că îl pune în muzică, că își dorește să fie un glas auzit și așa mai departe, cu face pentru băiatul ei. M-a întristat. Pe mine nu mă las rece o mamă care și-a pierdut băiatul.